Papa Francisc a recunoscut oficial pe 31 octombrie 2013 martiriul slujitorului lui Dumnezeu Anton Durcovici, episcop al diecezei romano-catolice de Iași. Astfel, preasfințitul va fi ridicat la cinstea altarelor și înscris în rândul fericiților și sfinților bisericii catolice. Ceremonia beatificării va avea loc la Iași. Reprezentanții episcopiei romano-catolice pregătesc acest moment pentru luna mai anul viitor. Că noi, primind decretul, deja am început să ne gândim ce trebuie să facem pentru ca acest moment al declarării oficiale aici, pe teritoriul nostru, să fie cât mai bine desfășurat și spre bucuria tuturor. Nu este vorba numai de bucuria noastră a credincioșilor catolici din Moldova, ci este bucuria bisericii întregi catolice, va fi aici la Iași. Data precisă o vom comunica ulterior. Noi, practic, trebuie să adunăm toate materialele, să facem pregătire de cadru acestei celebrări, să facem, practic, invitațiile celor care l-au cunoscut și să-l primim pe cardinalul prefect al congregației pentru cauzele sfinților, ca și delegat al Sfântului Părinte, să vină aici și să proclame cu adevărat martir oficial. Când avea 7 ani, episcopul de acum, Petru Gherghel, a primit binecuvântarea mirului din mâinile lui Durcovici. La scurt timp, Anton Durcovici a fost arestat de securitate și închis pe rând la București, Jilava și Sighetu Marmației, unde, în urma bătăilor și a înfometării, a murit la 10 decembrie 1951. El a ținut ca să facă rezistență cu o delicateță și cu o înțelepciune aparte, spunând adevărul fără rezerve și pentru asta suferind. Închis, purtat prin închisori, anchetat, dus la Sighetu Marmației, fără o decizie, fără o sentință, ca acolo să dispară, să moară. Asta a fost intenția celor care l-au trimis acolo. Cred că Maica Domnului l-a însoțit și în timpul cât era episcop, aici la noi în timpuri grele, și în închisoare, așa cum încearcă unii să exprime Maica Domnului l-a purtat pe brațe. Anton Durcovici a fost numit episcop de Iași în 1947 de către Papa Pius al XII-lea. A slujit în Catedrala Veche, unde acum se află o placă în cinstea lui și o urnă cu pământul din locul unde se presupune că i-a fost aruncat trupul la groapa comună. Pentru credincioșii ieșeni, beatificarea este o mare bucurie. Este o bucurie foarte mare pentru credincioșii catolici, pentru că ne-am rugat foarte mult timp de mai mulți ani și este un deziderat al preasfințitului nostru episcop Petru Gherghel și nu numai, al tuturor credincioșilor catolici. Este o bucurie imensă să aflăm de acest decret de beatificare și sperăm cu adevărat în canonizarea lui. Procesul de canonizare al episcopului Anton Durcovici a început cu faza diecezană în 1995, apoi în 2010 cu etapa romană. La 28 februarie 2013 la Vatican s-a dat votul afirmativ dovezilor teologice a martiriului episcopului Durcovici.